Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O adolescentă de 16 ani a murit, iar alta a fost rănită după ce iubitul uneia dintre fete le-a împușcat. S-a întâmplat noaptea trecută la Dubăsari, iar individul a fost reținut. Voci tremurând, înspăimântat, că poliția, că pistol, că o le-am împușcat. După mai multe amânări, campania de vaccinare a început astăzi în Moldova. Medicii din Comrat și cea de lungă au refuzat să fie imunizați. Cu salve de pușcă și defileuri militare, veteranii războiului de pe Nistru au fost comemorați astăzi la 29 de ani de la izbucnirea conflictului. Am tras multe, am pierdut băieți. Noi ne-am dus 7, dar nici 5. Deși anterior spuneau că nu vor accepta discuții cu socialiștii, deputații PAS anunță că mâine se vor așeza la o masă cu cei din PSRM ca să fie găsită o soluție pentru a declanșa anticipate. Satul Holercan din Dubăsari este îngrozit de o crimă produsă noaptea trecută. O adolescentă de 16 ani a murit după ce a fost împușcată de iubitul ei. Rudele spun că el era gelos după ce fata a decis să rupă relația. Individul de 27 de ani a tras și în prietena ei, pe care a rănit-o și care este acum la spital. Despre relația celor doi ne-a povestit sora mai mare a victimei. Ei erau împreună de circa 2 ani. În tot acest timp, băiatul de 27 de ani muncind mai mult peste hotare. În această iarnă, fata a decis să încheie relația, iar el nu a putut să primească vestea. El o urmărea de multă vreme, tot timpul îi ținea cont de orice pas al ei, îi spărgea contul de Instagram. Victoria ne-a mai spus că în ultima perioadă tânărul era gelos și agresiv, iar un caz a lăsat-o fără cuvinte. Spângea că e frică. O dus-o în pădure, o bătută, o venit cu unghiile rupte, cu părul rupt, cu dezbinată toată. Rudele fetei sunt șocate de cele întâmplate. Eu pe drum e că nu pot găsi loc. Ea nu-mi vine a crede. În ochii mei am joc copii. Să bată joc copiii mei cineva. Eu să viață, pe jâzni, trebuie dat lui să nu mai iasă din șcărieșe. Părinții erau împotriva acestei relații, mai spune sora victimei. Aseară adolescenta a plecat în vizită la prietena ei cea mai bună. Când am văzut că nu ajungem, mi-am dat seama imediat că e vorba despre postul ei, că s-au văzut. Am sunat pe el, pentru că ea nu mi-a răspuns. El a răspuns, dar a vorbit sora mea și mi-a zis că în 2 minute vine. Dar fata nu a mai ajuns acasă. Mama și sora ei s-au pornit să o caute prin sat, dar nu a mai găsit-o. Mai târziu au aflat că fostul iubit a chemat-o să vorbească, el fiind în stare de ebrietate și având arma cu el. Cei trei și-ar fi dat întâlnirea pe acest drum care duce spre casa uneia dintre fete. La fața locului nu se observă urme că aici ar fi fost trase mai multe focuri de armă, iar vecinii spun că nu au auzit nimic. Am încercat să vorbim cu familia suspectului, dar nimeni nu a dorit să discute cu noi. V-ați așteptat la așa? Nimeni nu s-a așteptat la așa. Dar cine sunteți, frate? În timp? Sunteți frate? Cumnat. Cumnat. Vă zi bun. Oamenii din sat sunt îngroziți de acest caz. Părinții sărași fac părinții. Ia că cum. Doamne ferește. Minte proste. Copii. Nu știu să gândesc și fac, ori nu să mai gândesc. Geamul ușii secției de la internare a fost spart ieri de tânărul care, după ce a tras în fosta lui iubită, a dus-o la spital. Acum aceasta este lipită cu banda adezivă și va fi schimbată în câteva zile. Potrivit medicilor, tânărul a adus fata rănită cu mașina și a lăsat-o jos, spunând că se duce după altă fată. Totul s-a întâmplat în jurul orei 1:30. Doctorul care a operat-o spune că minora avea 4 răni provocate de gloanțe. Imediat a fost pusă pe masa de operație, dar nu a mai putut fi salvată. Pacienta a fost internată, stare foarte gravă, hemoragie profundă și cu 4 gloanțe în ea, adică nu i-au fost transfixiante, adică au intrat și au ieșit. În cutie toracică și în abdomen. Era răzgăvătămat ficatul și splina. Cealaltă fată a fost adusă cu ambulanța la spital în jurul orei 4. Am reușit să vorbim cu ea, însă a refuzat să fie filmată. Ea ne-a povestit că s-a târât singură până acasă, unde era doar bunica ei, așa cum părinții sunt la muncă peste hotare. Ea spune că atunci când s-au întâlnit cu făptașul, acesta era agresiv și le-a amenințat cu moartea. Tânăra a fost operată la picioare și rămâne internată în secția de traumatologie.
Individul care a comis crima de la Holercan deținea legal arma din care a tras. Azi dimineața acesta a fost reținut. Ce pedapsă riscă aflăm de la colega noastră Diana Ambros. Diana, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Câțiva localnici din satul Holercan du Băsar, de unde este originar și băiatul de 27 de ani, ne-au spus că acesta a obținut arma acum câteva zile. Poliția nu a putut să ne spună de când acesta a intrat în posesia ei, dar afirmă că o deține legal. Deși a obținut actele necesare, localnicii susțin că acesta devenea agresiv și nu se putea controla când era sub influența alcoolului. Acesta a fost căsătorit și tot localnicii ne-au spus că își bătea fosta soție. Am încercat să aflăm de la oamenii legii cum se face că o persoană care în trecut avea un comportament agresiv să obțină acest permis de a avea o armă cu foc, însă aceștia nu ne-au răspuns la întrebări. Suspectul riscă până la 25 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Astăzi, făptașul a fost reținut, iar poliția a publicat imagini în care oamenii legii l-au încătușat. În timp ce în statele europene campania de vaccinare anticovid este în toi, la noi a început abia astăzi. Primul medic care a primit o doză AstraZeneca este Alexandru Botizatu, șeful secției anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Republican. Ulterior au început să fie vaccinați și medicii din alte spitale, inclusiv cele raionale. După ce asistenta medicală i-a prezentat doctorului Alexandru Botizatu vaccinul care urma să îi fie administrat, acesta și-a dat acordul, iar colega sa i-a introdus serul. Mă simt foarte bine. Au trecut acele 15 minute recomandat de specialiști și mă simt foarte bine. Cu acest gând și cu această speranță mergem mai departe la serviciu. Apoi au fost imunizați și alți angajați medicali. Șefa secției anesteziei, Iana Cotorcea, care a suportat deja boala, spune că are încredere în vaccinul oferit de AstraZeneca pentru că a trecut toate testele și a fost precalificat de Organizația Mondială a Sănătății. Mă simt foarte bine, mă simt fericită că în sfârșit vaccinile au ajuns în Republica Moldova. Eu nu mă tem, sunt sigură în calitatea vaccinului. O oră mai târziu a început imunizarea angajaților medicali și la Institutul de Medicină Urgentă. Până a fi imunizați, toți lucrătorii medicali trec prin această zonă de triaj unde sunt verificați parametrii vitali, după care aceștia se pot îndrepta în cabinetul unde primesc vaccinul. Felicitări! Directorul instituției spune că astăzi urmează să fie vaccinați în jur de 30 de lucrători medicali. Primul care a fost vaccinat a fost profesorul Adrian Belei și directorul medical Igor Curov. După vaccinare, lucrătorii medicali s-au grăbit la pacienții lor. Cum vă simțiți? Perfect, bucuroasă că am făcut în sfârșit vaccinul. În caz de necesitate, noi putem... De persoane pe zi. Comisiunea importantă au avut astăzi asistentele medicale care administrează serul. Emoții, da, avem, știți, așa o zi importantă și pentru noi și pentru țara noastră. Sperăm să fie mai bine. La Spitalul Republican urmează să fie vaccinați majoritatea lucrătorilor medicali, peste 1200, iar la Institutul de Medicină Urgentă în jur de 1800 de angajați vor fi imunizați. Ministerul Sănătății a anunțat aseară că 10800 doze de vaccin au fost livrate centrelor de sănătate publică din toată țara. La Bălți au ajuns peste 600 de doze păstrate într-un frigider. Primii au primit serul la angajații Spitalului Clinic Municipal. Sunteți gata? Într-un ceas bun. Totuși au fost și dintre cei care nu s-au vaccinat astăzi. Angajații medicali de la Spitalul din Comrat și Ceadăr Lunga au refuzat să li se administreze serul de la AstraZeneca, lucru confirmat printr-un document expediat directorului interimar de la ANSP. Campania de vaccinare a început în Moldova cu întârziere. Inițial, autoritățile spuneau că vaccinul va ajunge în țară la sfârșitul lunii ianuarie, termenul fiind amânat de câteva ori. Asta în timp ce în România, de exemplu, campania este în toi, iar până acum aproape 1 milion de persoane au fost imunizate. Dozele de vaccin pe care le avem acum vor fi suficiente pentru a imuniza doar angajații din secțiile de COVID și terapie intensivă. Asta înseamnă doar 15% din numărul total de angajați medicali din țară. Prima etapă ar urma să dureze 2 luni și asta doar dacă vor ajunge și alte loturi de vaccin în Moldova. Iar populația generală ar putea fi imunizată abia la anul.
Potrivit reprezentanțelor Ministerului Sănătății, niciun angajat medical din cei peste 700 imunizați astăzi nu a prezentat reacții adverse. În secțiile de terapie intensivă și cele cu profil COVID din țară sunt aproximativ 7.000 de lucrători. Dozele pe care le avem acum sunt suficiente pentru a imuniza doar acești angajați. Este suficient pentru a acoperi aceste categorii și va procede în cazul unei instituții care le mai rămâne doze. A procede la următoarea etapă, personalul cu grad sporit de infectare. Potrivit Planului Național de Imunizare, după personalul din secțiile ATI și cele cu specific de tratament COVID vor primi prima doză și medicii de familie, însă doar atunci când vor ajunge și celelalte loturi de preparat. Toți lucrătorii medicali vor fi imunizați pe etape în funcție de categoria de risc din care fac parte. Etapa întâi, dacă ne va permite numărul de doze, va fi în jur de 2 luni. Ulterior, în cazul în care trecem la etapa 2, aceasta poate ajunge până la 6 luni și etapa 3 încă o durată de 12 luni. Așadar, populația generală ar urma să fie vaccinată spre sfârșitul anului sau chiar în 2022. Potrivit autorităților din sănătate, în urma vaccinării cu preparatul de la AstraZeneca ar putea apărea câteva reacții adverse specifice pentru orice alt tip de vaccin. În special la 2 injecții poate fi o durere locală în locul injectării, poate fi o febră până la 38, poate fi o durere musculară, pot fi dureri articulare, așa numitul sindrom gripal. Vaccinul AstraZeneca a fost dezvoltat de o echipă de specialiști de la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Serul se administrează intramuscular în 2 doze într-un interval de 8 săptămâni. Preparatul este indicat persoanelor cu vârste de la 18 ani. De la 18 ani, fără plafonarea vârstei, cum s-a mai discutat că nu se indică la persoanele de 60 de ani, 65 de ani. Deci Organizația Mondială a Sănătății a scos această limită de vârstă. Totuși, țări precum Italia și Germania refuză deocamdată să vaccineze persoane de peste 55 de ani cu acest ser. Totodată apar dispute privind eficacitatea vaccinului. Potrivit datelor oficiale, AstraZeneca raportează o eficiență de 60-90%, în timp ce Pfizer și Moderna prezintă un procent mai mare de 95%. Autoritățile din sănătate anunță că cele 14.400 doze de AstraZeneca oferite gratuit de platforma COVAX ar urma să ajungă mâine în țară. Nu se știe când va fi livrat un nou lot de vaccin din cele 200.000 de doze promise de România. Iar astăzi avem 1.400 de noi teste confirmate pozitiv la coronavirus. Totodată, 27 de persoane au pierdut lupta cu virusul. De la începutul pandemiei în Moldova, peste 187.000 de oameni au trecut prin experiența acestei boli, iar bilanțul deceselor trece deja de 4.000 de persoane. Decizia privind închiderea școlilor și revenirea la învățământul online a fost contestată în judecată de un birou de avocație din capitală, care o consideră abuzivă. Dacă tu ai plasat copilul în imposibilitatea de a veni în sala de clasă să participi la procesul educațional, tu ești obligat să-i dai un dispozitiv electronic conectat la internet. Contestația a fost semnată și de un părinte care are 5 copii, nevoit să împartă 2 telefoane și un calculator ca să învețe. Revenim cu detalii în jurnal. Astăzi se împlinesc 29 de ani de când armata rusă a intrat în Moldova, iar după un război care a durat 5 luni, Rusia nu și-a mai retras militarii și munițiile. La monumentul Maica Îndurerată, victimele acelui conflict sângeros au fost comemorate cu flori și defileuri militare. Conflictul transnistrean este menținut artificial de un grup de corupți, a declarat președintele Maia Sandu la ceremonie. Și-am trecut eu nici la puicial de șerpi nu doresc să mai fie așa război prin toate țările. E un război ceva strașnic. În brațele mele au murit camarazii mei, de colegi de clasă. Și asta chiar și în timpul de față îmi stă în față, în memorie. Vasile Agapiev își amintește cu greu de clipele cumplite prin care a trecut pe câmpul de lupte. Nu a fost un simplu conflict, ci un adevărat război, spune el. Iar cel mai mult regretă că nu s-a găsit încă soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Până în timpul de față, armata 14 și noi scoase de aici, dar el trebuie până în 1997, cum se încheie contract, trebuie și toate forțele străine, trebuie și scoase din țară. Iar Valeriu Leahu avea 32 de ani când a mers la război. Nu-și poate stăpâni lacrimile când își amintește de acele vremuri. Rău a fost acolo. Am tras multe, am pierdut băieți. Noi ne-am dus 7, dar nu 5. A fost greu acolo.
Nu dorim la nimeni. Dar închis eu am fost. Și trebuia de să aduc tancuri la noi aici, că era conflictul serios de să era foarte într-o stare strașnică. Și trebuia să aduc tancuri. La noi tancuri ca atare n-avem. Și nu mai adus, pentru că l-a chemat Snegur în Moscova. Apoi trupele au început să se retragă, spune Pavel Șpac. I-a dus și eu rănie tare mult. E strașnic, mai gen nimeni să nu vadă așa ceva. Scuzați-vă. Astăzi, la 29 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, zeci de veterani au mers la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate pentru a-i comemora pe cei căzuți pe câmpul de luptă. Primii și-au făcut loc oficialii. Maia Sandu a declarat că acest conflict este menținut artificial. Suntem cu toții victimele corupției regionale, care folosește acest conflict pentru a câștiga aderi din contrabandă, delapidare, trafic ilegal de bunuri. În memoria celor care și-au dat viața apărându-și țara, avem datoria să nu cedăm în fața hoților. Apoi să depună flori au venit și veteranii. Socialiștii, în frunte cu liderul lor Igor Dodon, au mers de dimineață și au depus flori la podul de pe Nistru de la Vadului Vodă. Timp de 4 ani cât a fost președinte, Dodon nu a cerut niciodată Rusiei să-și retragă trupele din stânga Nistrului. Acesta s-a lăudat că este singurul președinte care a avut cele mai multe întâlniri cu liderul separatist Vadim Krasnoselski, iar la una dintre ele l-a tratat ca pe omologul său. Conflictul armat de pe Nistru a izbucnit la 2 martie 1992, în ziua în care Republica Moldova adera la ONU. Regiunea transnistreană își declarase deja independența, nerecunoscută nici până astăzi de niciun stat din lume, în septembrie 1990. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol nu au ajuns încă la un consens în ceea ce privește statutul Transnistriei, iar Rusia refuză să-și retragă armata din Moldova. Iar unioniștii de la Asociația ODIP au protestat la ambasada Rusiei de la Chișinău. Tinerii au scandat lozinci și au cerut ca trupele militare ruse să fie retrase din regiunea transnistreană. Ținând în mână pancarde cu diferite mesaje, membrii Asociației Unioniste ODIP au protestat în fața ambasadei. Am venit astăzi aici ca să marcăm cei 29 de ani de la tragicul război. Am venit să ne cinstim eroii. Noi nu mai vrem să avem armată străină pe teritoriul nostru. Tinerii au scandat cerând ca trupele militare rusești să fie retrase din Transnistria. Armata rusă afară! Armata rusă afară! Atâta timp cât noi vom pomeni moartea și sacrificiul celor care au căzut pe câmpul de luptă, atâta timp ei vor trăi. La protest au venit și câțiva veterani. Forțele agresoare de rusești tiraspoleni veneau la noi cu tancuri, veneau cu aruncătoare de mine, cu tunuri, dar noi nu eram gătiți pentru conflict sau pentru război. La 29 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru, problema rămâne înghețată, iar trupele rusești prezente în regiunea transnistreană. Deputații PAS, partid condus anterior de Maia Sandu, se vor întâlni mâine cu socialiștii ca să discute despre criza politică. Aceștia spun că au acceptat invitația la dialog a PSRM și că vor insista să fie găsită o soluție pentru a declanșa anticipate. Maia Sandu, care nu a invitat politicieni la discuții, susține că se consultă cu societatea civilă și cu experți în drept. Întrebată dacă are de gând să accepte invitația la dialog formulată ieri de către Igor Dodon, Maia Sandu a spus că poartă discuții pentru a depăși criza, dar nu cu politicieni. Pentru moment discutăm cu oameni care au păreri diferite să vedem care este soluția cea mai bună. Ați spus că toate lucrurile care se întâmplă sunt probe foarte puternice, că țara asta are nevoie de alt fel de parlament. Totodată Maia Sandu nu a spus clar dacă va susține candidatura lui Andrei Năstase la funcția de prim-ministru. Ce se întâmplă în Parlament este treaba lor,
în momentul în care o să vină cu această propunere, cu această majoritate, atunci o să discutăm. Între timp, deputații socialiști au spus astăzi că așteaptă ca Sandu să-i cheme la discuții, dar acum poartă consultări cu alte fracțiuni din Parlament. Avem stabilite șase și mâine întrevederi, inclusiv și cu cei din PAS. Cu păreri de rău, nu vă putem la moment comunica ceva foarte concret, dar sperăm mult că totuși în ceasul al 12-lea dialogul nostru va fi unul concret. Despre alegerile anticipate, ar fi bine ca și socialiștii să conștientizeze necesitatea acestora și să le provocăm împreună. Ieri Igor Dodon a venit cu un nou ultimatum în adresa Maia Sandu. Acesta i-a cerut să o înainteze pe Mariana Durleșteanu la funcția de prim-ministru până pe data de 9 martie. El a spus că PSRM are un plan pentru situația în care Sandu va refuza, dar nu a precizat care este acesta. Șefa statului a refuzat să înainteze pe Mariana Durleșteanu, propusă de majoritatea din care fac parte socialiștii și Partidul Șor, menționând că printre cei care au semnat pentru ea sunt deputați corupți. Sandu a declarat că este gata să se ajungă la un eventual referendum privind demiterea sa. Dosarul lui Ilan Șor va fi examinat de un nou judecător după ce Nina Veleva și-a dat demisia. Este vorba de Tudor Berdilă, care a ajuns la Curtea de Apel Cahul acum 4 ani. Pentru început, magistratul va face cunoștință cu materialele cauzei și nu se știe cât va dura asta. De 4 ani, ședințele în cazul lui Ilan Șor, acuzat de fraudă bancară, se tot amână. Iar acum, avocații acestuia se pregătesc de o vacanță care va dura până în aprilie. Dosarul lui Ilan Șor a ajuns pe masa judecătorului Tudor Berdilă pe data de 23 februarie. Acesta îl va examina alături de magistrații Vitalie Movilă și Evgenii Dvurecenski. Judecătorului se va oferi timp pentru a lua cunoștință de materialele dosarului, fără reluarea judecării cauzei de la început. Nu am reușit să-l găsim pe Berdilă pentru detalii. Unul dintre avocații lui Ilan Șor ne-a spus că examinarea dosarului de către un nou judecător va dura mult timp. În cazul în care este numit un judecător nou și dosarul totuși este unul foarte dificil și mai mult ca atât că el are sub 30 de volume, judecătorul care, acest judecător nou, mai mult ca atât că el este și raportor. Eu mă gândesc că va fi necesar un timp destul de mare. Luna trecută, avocații lui Șor au solicitat să fie amânate 14 ședințe de judecată, preconizate pentru lunile februarie și martie, pentru că pleacă în concediu. Astăzi, Aureliu Colenco, unul din apărători, ne-a spus că vacanța lor încă nu a început și că aceasta se va încheia în luna aprilie. Noi ne ducem în concediu de pe data de 17 martie, până pe data de, mi se pare că 3 săptămâni. Am prezentat și biletele la avion, la noi sunt procurate deja foie încă din luna decembrie. Tudor Berdilă este judecător de 12 ani, iar la Curtea de Apel Cahul activează din 2017, anterior fiind președintele judecătoriei raionului Cantemir. Acum 3 ani, magistratul intenționa să plece din sistemul judecătoresc, iar cererea lui de demisie a fost aprobată de CSM. Ulterior însă, Berdilă s-a răzgândit. Pe data de 12 februarie, Maia Sandu a semnat decretul privind eliberarea din funcția judecătoarei Nina Veleva, care mai bine de 2 ani și jumătate a examinat dosarul lui Ilan Șor. Aceasta nu a anunțat din ce motiv a demisionat. În luna februarie s-au împlinit 3 ani de când dosarul fugarului Ilan Șor a ajuns la Curtea de Apel din Cahul. În această perioadă au fost programate 54 de ședințe de judecată, însă doar 3 au avut loc, restul fiind amânate. În 2017, Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut 5 milioane de dolari de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spălat apoi prin firme offshore. El se declară nevinovat. Șor a fugit din țară în iunie 2019 și s-ar afla în Israel, stat care nu-și extrădează cetățenii. Decizia de a închide școlile și de a trimite elevii să învețe de acasă a fost atacată în judecată de un birou de avocați. Aceștia spun că hotărârea este abuzivă, iar autoritățile trebuiau mai întâi să asigure toate familiile cu tehnica necesară. Membrii Comisiei de Sănătate Publică nu au reacționat deocamdată. Familia Delia are 5 copii. Unul merge la grădiniță, 3 la școală, iar mezinul are doar un an și este toată ziua în grija mamei. Cele 3 fete se conectează la ore de pe 2 telefoane și un calculator. Chiar dacă fiecare are dispozitivul său, deseori unul dintre ele se blochează. Dacă vrei să scrii ceva pentru că
pentru că nu se aprinde tocmai atunci microfonul, se blochează de tot. Ca să poată fi prezentă azi la ore, am împrumutat calculatorul de la sora ei. Cum am făcut? A trebuit să ridic cealaltă fată de la calculator în timp ce făcea limba franceză. Și sora mai mare, care este clasa 7-a, s-a conectat greu, iar pentru că microfonul și camera i-au jucat festa, profesoara i-a pus absență. Nu am putut să spun că sunt prezentă pentru că se blocase ecranul. La următoarea lecție aceeași poveste. Am încercat să-mi repar telefonul la recreație, dar l-am reparat numai pe jumate. Pentru că toți copiii sunt nevoiți să se conecteze la internet în același timp, uneori rețeaua pică sau se blochează, așadar fiica mai mare este nevoită să studieze în depara. Aici avem modemul de la Wi-Fi și aici este nevoită să stea, pentru că nu are liniște, trebuie și spațiu și liniște, ăsta mic plânge. Pentru că învățământul online înseamnă să stea mai toată ziua cu ochii în telefon, Daniela, elevă în clasa 5-a, spune că are probleme cu vederea. Este foarte greu și, în primul rând, mă dor foarte mult ochii, că am fost chiar și la medic. Mama copiilor a semnat și ea petiția inițiată de Asociația Părinți Solidar, care a fost expediată în această seară autorităților. Se plâng de dureri de ochi, de cap, mai este o problemă în toată recunoștința învățătorilor, a profesorilor, dar fiecare se străduie să le predea mai mult, le iau din pauze. Ei stau aproape 2 ore nemișcați la calculator. Iar soțul femeii a semnat alături de avocatul Iulian Rusanovski cererea de chemare în judecată, care a fost înregistrată la Curtea de Apel. Pe de o parte, comisia spune că se sistează procesul educațional în școli, iar de cealaltă parte nu aduce niciun argument. Constituția spune în felul următor, învățământul de stat este obligatoriu și gratuit. Dacă tu ai plasat copilul în imposibilitate de a veni în sala de clasă să participi la procesul educațional, tu ești obligat să-i dai un dispozitiv electronic conectat la internet. Curtea de apel examinează cererea și ar urma să se pronunțe mâine. Am încercat să luăm legătura cu membrii Comisiei Naționale Extraordinară pentru Sănătate Publică și am trimis și o solicitare pentru a obține o reacție, dar nu ne-au răspuns până acum. 10 troleibuze noi și alte 10 cumpărate la mână, 2 au fost puse astăzi pe rutele din capitală. Primăria anunță că până la sfârșitul lunii la Chișinău vor ajunge încă 10 vehicule. Nu se știe însă când vor fi cumpărate cele 100 de autobuze noi care trebuiau să circule prin oraș încă de anul trecut, așa cum prima licitație a fost anulată. Cele 20 de vehicule au fost expuse în curtea parcului urban de troleibuze numărul 1. 10 sunt noi și au fost procurate din Belarus, fiind asamblate la Chișinău. Celelalte 10 sunt de mâna a doua din Riga. Vehiculele au capacitatea de îmbarcare de peste 100 de pasageri, dintre care 25 de locuri pe scaune. Acestea sunt dotate cu prize și aer condiționat, dar și cu dozatoare noi pentru dezinfectant, care sunt amplasate la intrarea în troleibuz. Vehiculele au fost puse de astăzi în circulație. Acestea au fost repartizate pe 10 rute care ajung în toate sectoarele capitalei. Acum în oraș circulă 321 de troleibuze. Chiar și cu aceste vehicule noi, cifra rămâne aceeași, din motiv că alte 20 de troleibuze vechi vor fi scoase din circulație. Cât despre cele 100 de autobuze noi care trebuiau achiziționate încă la sfârșitul anului trecut, Ion Ceban a spus că a fost lansată o nouă licitație după ce prima a fost anulată. Este lansată licitația pentru autobuze, repetat, licitație internațională cu publicarea ulterioară în jurnalul Uniunii Europene a celor 100 de autobuze pentru Chișinău. La începutul lunii ianuarie au fost puse în circulație 15 troleibuze aduse la mâna a doua cu o vechime de circa 10 ani din Riga, costul unui vehicul fiind de aproximativ 16.000 de euro. Iar cele noi din Belarus au fost cumpărate cu circa 165.000 de euro pentru o unitate, banii fiind alocați din bugetul municipal. Socialiștii vor să demită șefii de la ANRE, de la Consiliul Concurenței și de la alte instituții de stat, spunând că aceștia au fost numiți în funcție de fostul regim condus de Plahotniuc. În acest context, PSRM afirmă că mâine la Parlament va fi examinat proiectul privind legea lustrației. În replică, deputații PAS susțin că, de fapt, socialiștii vor să înlocuiască oamenii puși de Plahotniuc cu persoane din anturajul lui Dodon și Șor. Ultima perioadă se atestă foarte mari nemulțumiri vis-a-vis de activitatea conducătorilor acestor organe. Eu mă refer și la ANRE, și la Consiliul Concurenței, alte organe, care de fapt nu se ocupă cu nimic, iar acele derapaje în activitatea lor și nedorința de a întreprinde unele măsuri duc la faptul că în Republica Moldova deja pe parcursul
acestor două luni de la începutul anului, de vreo 5 ori, au fost majorate prețurile la carburanți. Socialiștii spun că șefii de la ANRE, Consiliul Concurenței, ANI, Consiliul Audiovizualului, dar și de la alte instituții ar trebui demiși, pentru că au fost numiți în funcții în perioada când la guvernare era partidul condus de Vlad Plahotniuc. În replică, Autoritatea Națională de Integritate, care investighează dosarele în care sunt vizați inclusiv deputați PSRM, spune că cei din conducerea instituției au fost aleși în urma unui concurs public și a negat acuzațiile. Celelalte instituții vizate nu au reacționat deocamdată. O replică a venit din partea deputatului PAS Sergiu Litvinenko. Într-o postare pe Facebook, acesta a scris că, de fapt, socialiștii vor să înlocuiască oamenii puși de Plahotniuc cu cei din anturajul lui Dodon și Șor. Proiectul privind legea lustrației înregistrat în Parlament în decembrie anul trecut va fi examinat mâine la ședința Comisiei Juridice Numiri și Imunități. Organizația Mondială a Sănătății consideră că este puțin probabil ca pandemia de COVID-19 să se încheie anul acesta. Asta în timp ce unele state europene se confruntă cu al treilea val al pandemiei, iar altele ridică precaut din restricții. În Germania s-au deschis frizeriile, în timp ce în Elveția autoritățile au permis deschiderea magazinelor neesențiale. După două luni și jumătate de pauză, saloanele de înfrumusețare și frizeriile din Germania și-au redeschis ușile. Es ist eine gewisse Ambivalenz dabei, weil wir auf der einen Seite natürlich froh sind, jetzt wieder aufhaben zu können und wieder für uns selber zu sorgen. Auf der anderen Seite sind die steigenden Zahlen und die aufkommende Mutation natürlich auch was uns beschäftigt. Autoritățile rămân în continuare în alertă pentru că numărul îmbolnăvirilor a început din nou să crească în unele regiuni. În Danemarca, autoritățile au dat acordul pentru deschiderea micilor afaceri și magazine, iar în Elveția, magazinele neesențiale primesc din nou clienți. Și în Marea Britanie, oficialii au decis să înceapă o reducere treptată a restricțiilor, deoarece în ajun, comparativ cu octombrie anul trecut, s-au înregistrat atât cel mai mic număr de infectați, cât și cel mai mic număr de decese cauzate de boală. Ministerul Sănătății din Regat atribuie acest lucru campaniei masive de vaccinare. The single shot of either the Oxford AstraZeneca vaccine or of the Pfizer vaccine works against severe infection among the over 70s with a more than 80% reduction in hospitalizations. În Franța, unde aproape 3.700.000 de persoane au fost infectate cu virusul, autoritățile își pun mari speranțe în vaccinare și intenționează să imunizeze pe cei care au boli cronice severe. Toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui ont ce qu'on appelle les comorbidités, des fragilités comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer, peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge, donc les 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans, chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique, et bientôt dans quelques jours, en pharmacie. În Italia, numărul infecțiilor cu coronavirus este în creștere în aproape toate zonele. Excepție este insula Sardinia, care a devenit prima regiune a țării în care sunt ridicate aproape toate restricțiile. Situația din Europa și din lume în ansamblu este îngrijorătoare pentru Organizația Mondială a Sănătății, deoarece, în ciuda vaccinării, crește numărul de noi infecții. In the past week, the number of reported cases of COVID-19 increased for the first time in 7 weeks. I think it will be very premature and I think unrealistic to think that we're going to finish with this virus by the end of the year. But I think what we can, if we're smart, finish with is the hospitalizations and the deaths and the tragedy associated with this pandemic. Autoritățile din țările UE iau măsuri în funcție de situație epidemică. În Cehia, de ieri, deplasările au fost restricționate timp de 3 săptămâni. Este permisă părăsirea zonelor de reședință numai în caz de urgență. Executarea deciziei este controlată de poliție și militari. Finlanda a declarat din nou stare de urgență. Dacă nu există nicio îmbunătățire, autoritățile nu exclud impunerea unei carantine pe timp de noapte. Între timp, vaccinul Johnson & Johnson, care a fost deja autorizat în Statele Unite, așteaptă acum o decizie similară în Europa. Președintele Ucrainei, care în noiembrie s-a infectat, astăzi s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Vladimir Zelenski a anunțat că a primit serul într-o cazarmă din Donbass alături de militari. Zelenski a postat și o fotografie pe Instagram cum este vaccinat la bustul gol. Campania de vaccinare a început în Ucraina pe 24 februarie, după ce țara vecină a achiziționat 500.000 de doze de vaccin Covishield produs în India, iar săptămâna viitoare va primi o tranșă de peste 2 milioane de doze de la AstraZeneca
AstraZeneca prin platforma COVAX. Ucraina are aproape 1,4 milioane de infectați și peste 26.000 de morți de la declanșarea pandemiei. Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte al României, a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru mai multe fapte de corupție. Totodată, fostul ministru român al turismului, Elena Udrea, a primit 8 ani de detenție în dosarul finanțării campaniei electorale pentru prezidențialele din 2009. Sentințele nu sunt definitive. Elena Udrea a fost condamnată de Curtea de Apel București la 8 ani de închisoare cu executare pentru 2 fapte de instigare la luare de mită și 5 infracțiuni de spălare a banilor. Procurorii DNA au acuzat-o că în 2009, când era ministrul turismului, ar fi pus umărul la finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale și pentru referendumul organizat de președintele de atunci, Traian Băsescu. În plus, judecătorii au cerut ca Elenei Udrea să îi se confiște 1 milion de lei. La rândul său, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru instigare la delapidare și instigare la spălare de bani. DNA ceruse o condamnare de 12 ani de închisoare pentru Elena Udrea și 15 ani pentru Ioana Băsescu. Sentințele nu sunt definitive. Avocatul Elenei Udrea a anunțat că va contesta decizia Curții de Apel, pe care o consideră absurdă și ieșită din limitele legii. În 2017, Udrea a fugit în Costa Rica în timp ce era judecată pentru alte fapte de corupție și a revenit în 2019 în România, după ce șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, a fost îndepărtată din funcție, iar condamnarea de 6 ani de închisoare a fost anulată. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794005008. Să aveți o seară frumoasă!